Bună ziua din nou, doamne dragi! Pentru că v-am prezentat pătrățelul din două culori, m-am gândit că ar fi foarte util să vă prezint și cel de o singură culoare. Eu voi face o păturică grafică și vreau să fie foarte clar pentru toată lumea exact cum se lucrează și cel de o singură culoare. Am ales această metodă, exact aceeași metodă ca la cel din două culori, doar că folosim o singură culoare. Am ales metoda aceasta, după cum ziceam, deoarece nu îmi rămâne pe mijloc un rând de ochi de lanț, ele vor fi exact în colț. O să începem să lucrăm, să vă arăt exact ce vă zic. Voi folosi Alize Baby Best în culoarea 55, este albul de la Alize, și o croșetă de 4 mm, da? Voi începe cu cercul magic. Eu v-am pus și un tutorial exact cum se face doar cercul magic, da? Acum îl voi face mai repede, da? Ca să vă pot explica rândurile. La fel, din 4 rânduri va fi pătratul nostru, da? Deci, am făcut cercul magic. Și la cercul magic vom face 5 ochiuri de lanț pentru început, da? 2, 3, 4, 5, da? Apoi vom face aceste 5 ochiuri de lanț, înseamnă 3 ochiuri de lanț care sunt în piciorul dublu și cele 2 ochiuri de lanț dintre la colțurile noastre unde este creșterea. Pe fiecare rând vom avea 2 ochiuri de lanț la colțuri, da? Deci, 5 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, da? 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Vom avea așa 3 seturi, da? De 3 piciorușe duble cu 2 ochiuri de lanț între ele, da? Da? Din nou 2 ochiuri de lanț, al treilea set și 3 piciorușe duble. 2 3, da? Așa, trag puțin de fir. Acum mai avem de făcut practic un singur colț, da? 2 ochiuri de lanț, iar aici, vedeți, la început am început cu 5 ochiuri de lanț, care înseamnă un picioruș dublu și cele 2 ochiuri de lanț de la colțuri, deci mai am nevoie doar de 2 pentru a completa al patrulea set, da? 2 piciorușe duble urmează. Da? Și nu mai facem niciun ochi de lanț, strângem mijlocul de la cercul nostru magic, da? Strângem cât de bine putem, aveți grijă ce fir folosit să nu se rupă, da? Cât de strâns țineți, da? Deci avem, ultimele au fost 2 piciorușe duble și ne unim cu al treilea din setul nostru de 5 de la început, da? Ne unim cu un ochi alunecat, 1, 2, 3, aici al treilea ochi de lanț. Așa, acesta este primul rând, da? Acum, pentru rândul al doilea, facem un ochi alunecat în colț, da? În colțul pătrățelului. Întotdeauna rândul nostru va începe exact în colțul acesta, să se vadă frumos marginea, da? Pentru rândul al doilea vom avea 3 ochiuri de lanț și un picioruș dublu. De acum lucrăm colțurile toate de la colț vor fi exact aici în spațiul creat de cele 2 ochiuri de lanț, da? Deci am 3 ochiuri de lanț care înseamnă un picioruș dublu, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și încă 2 piciorușe duble, la fel în același spațiu, da? Apoi, pe rândul anterior aveam 3 piciorușe duble, vom lucra câte unul
în fiecare de la rândul anterior, da? 1, 2, 3, da? Și am ajuns la al doilea colț. Al doilea, al treilea și al patrulea colț vor fi exact la fel, da? Deci, în spațiu aici, două piciorușe duble, 1, 2, o secundă că mi-am agățat firul, așa, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și din nou două piciorușe duble. Acesta este colțul, da? Toate colțurile vor fi la fel, da? Eu, după cum vedeți, lucrez și peste firul cu care am început, ca să-i dau o siguranță mai mare la cercul nostru magic, da? Apoi, după colț, avem din nou cele trei piciorușe duble, da? Peste cele de pe rândul anterior. 1, 2, 3, da? Din nou, colțul care este două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, din nou cele trei piciorușe duble deasupra celor trei de pe rândul anterior, din nou un colț, da? Două piciorușe duble, doi ochi de lanț și două piciorușe duble în spațiul format de cele două ochiuri de lanț de la rândul anterior, da? Deci două piciorușe duble, doi ochi de lanț și două piciorușe duble aici în spațiu. Și ne mai rămân, după cum vedeți, cele trei piciorușe duble de la rândul anterior, da? Le lucrăm cu atenție pe toate trei. 1, 2, 3 și ne unim de rândul anterior în al treilea ochi de lanț, da? Cu un ochi alunecat. Băgăm croșeta, luăm firul și trecem prin ambele bucle. Da? Acesta a fost și rândul 2. Pentru rândul 3 vom avea un ochi alunecat în primul picioruș dublu de aici, da? Și următorul ochi alunecat direct în spațiul creat de cele două ochiuri de lanț. Din nou, trei ochiuri de lanț, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și două piciorușe duble pentru primul colț de la acest rând. Acum, pentru că aveam 3, pe al doilea rând am mulțit 2 într-o parte, 2 într-o parte, deci voi avea 7 piciorușe duble. Vom lucra 7 piciorușe duble, fiecare în unul din rândul anterior, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Acum am ajuns din nou la colț. Colțurile vor fi la fel, indiferent de cât de mare doriți pătrățelul, da? Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și două piciorușe duble în colț, da? Toate sunt aici în colț, da? Cum e colțul. Apoi avem din nou 7 piciorușe duble, câte unul în fiecare din piciorușele duble de la rândul anterior. Le numărăm ca să fim siguri, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Și apoi vine colțul. Colțul, două piciorușe duble. O să lucrez o idee mai repede dacă mă lasă firul să nu fac video prea lung.
așa, 2 piciorușe duble, 2 ochi de lanț, 2 piciorușe duble în colț, din nou 7 piciorușe duble în fiecare din piciorușele duble de la rândul anterior, da? 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Da? Avem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urmează colțul din nou, ultimul colț. 2 piciorușe duple, 2 ochiuri de lanț. 1, 2. Și din nou 2 piciorușe duble în colțul nostru. Și ultimele 7 piciorușe duble de pe acest rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și al 7-lea. Avem grijă că a fost ochi alunecat. Aici va fi puțin mai strâns al 7-lea, dar îl facem și pe el exact la locul lui, dacă mă lasă. Așa. Avem și al 7-lea și ne unim. Avem cele 3 ochiuri de lanț de la începutul rândului. În al 3-lea vom face un ochi alunecat. Da? Și la fel ca la rândul 3, eu voiam să vă arăt acum că, pentru că noi rândurile le începem la mijloc, pătrățelul arată la fel peste tot, da? Deci el rămâne pătrățel, da? La fel ca la rândul 3, rândul 4 va începe prin un ochi alunecat în primul ochi, da? Așa, te rog, și un ochi alunecat în spațiul de la colț, da? Din nou vom începe cu 3 ochiuri de lanț, este rândul 4, ultimul, 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și 2 piciorușe duble pentru colț. Acum, pe rândul anterior aveam 7 piciorușe duble între colțuri, acum vom avea 11, deci am mai adăugat încă 2 de o parte, 2 de o parte, încă 4, da? Deci vom avea 11 pe ultimul rând. Puteți să lucrați în continuare, pe următorul ați avea 15, apoi 19, tot se adaugă câte 4 între colțuri, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, please, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apoi din nou, da, colțul. Voi lucra cu dumneavoastră până la capăt și colțurile și acest rând să vă arăt exact finalul pătrățelului nostru, da? Deci un colț, 2 piciorușe duble, 2 ochi de lanț și 2 piciorușe duble. Așa sunt toate colțurile noastre, da? Apoi din nou 11 piciorușe duble până la următorul colț, câte unul în fiecare din piciorușele duble de la rândul anterior. Eu vreau să fac o păturică grafică, vă voi arăta în video următor și cum o voi asambla. Aș dori să lucrez un set pentru bebeluș, l-am arătat padiul tricotat, da? Și acum vreau să creăm o păturică deosebită, da? Colțul l-am făcut, deci 2 piciorușe duble, 2 ochi de lanț, 2 piciorușe duble și urmează cele 11 piciorușe duble dintre colțuri.
La rândul 4 avem 11 piciorușe duble. După cum v-am zis, dacă vreți să continuați, veți avea pe fiecare rând, între colțuri, cu 4 piciorușe duble în plus față de rândul anterior. Și așa ne va rămâne perfect pătrat. 1, 2 piciorușe duble, 2 ochi de lanț, 2 piciorușe duble în colț, 2, așa, și mai rămân cele 11 piciorușe duble de la de la rândul 4. Mai am ultimele 11 piciorușe duble. Această metodă cu începutul rândului dintr-un colț mi se pare cea mai eficientă, mai ales dacă vreți să faceți un proiect mare. Nu veți avea unire sau ceva să se cunoască pe mijlocul rândului, da? Și veți avea același număr de piciorușe duble între colțuri, vă va fi mult mai simplu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, încă 2, 10, 11. Deși poate, uneori vi se pare obositor, este foarte, foarte bine să numărați ca să nu aveți apoi de desfăcut, da? Eu aici mă voi uni, după ce le-am făcut pe cele 11, în al treilea ochi de lanț din cele 3 de la începutul rândului, da? Voi face un ochi alunecat, voi mai face încă un ochi alunecat, ca și cum aș începe încă un rând, dar nu îl încep, da? Pur și simplu, ca să ajung până în colț. Un ochi alunecat în gaură, apoi voi tăia firul, da? O să iau... Așa. Da? Așa puteți continua cât de mare doriți. Eu v-am zis că vreau să fac o păturică grafică și am nevoie de toate pătrățelile aceeași dimensiune. Sper că v-am fost și de data aceasta de folos. Vedeți că nu se cunoaște... adică nu se vede foarte tare colțul, da? Și unirea rândurilor. Arată triunghiurile noastre exact la fel toate, da? Sper că v-am fost de folos și de această dată, că o să lucrați păturica alături de mine și vă rog un like, un subscribe, un comentariu, chiar vă rog frumos să întrebați orice, pentru că cu siguranță voi găsi timp să vă răspund. Spor în toate, mulțumesc pentru vizionare! Por la treabă!